Mulțumesc! Da, vorbesc tot din perspectiva ANAT, însă din perspectiva centrală a ANAT-ului. Și ideea de la care a plecat acest târg s-a dovedit a fi pozitivă, neîndoielnic. Anume ideea de descentralizare. Pentru că tendința globală este, evident, de a da mai multă libertate și, în același timp, mai multă putere târgurilor regionale. Rațiunea este relativ simplă. În acest trend, în această tendință a hipermarketului, a conceptului de hipermarket, turismul nu poate rămâne deoparte. Aceasta este rațiunea pentru care ediția din această toamnă a Târgului de Turism al României, de la Romexpo, a fost ultimă. Nu va mai fi decât un singur târg central, organizat de ANAT, deci, repet, vorbesc din perspectiva ANAT-ului, cel din primăvară, urmând ca târgul de toamnă să devină un târg regional, itinerant, la Constanța, la Cluj, la Brașov, la Iași și așa mai departe. Din această rațiune, evident, mă bucură să constat că participarea este din ce în ce mai numeroasă și la Constanța și sunt convins că viitorul este îndoielnic pozitiv. În această locație superbă, de altfel, cu o ofertă atât de bogată, trebuie să-și regăsească și turismul locul cuvenit. Mulțumesc!